vreau să vă salut și vreau să mulțumesc Dumnezeu că pot să vă mărturisesc că sunt aici prin Harul Lui. Faptul că sunt aici, vreau să-i dau slavă numai Lui. Aleluia! Aș vrea, pe scurt, să mulțumesc bisericii care m-a susținut în rugăciune atunci când a trecut prin încercare și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin! A fost un moment în care viața mea a trecut prin încercări, am trecut printr-o încercare ca și fratele Florin. Aici, undeva în partea stângă, a fost o tumoare. Și zic a fost pentru că Dumnezeu este acela care m-a vindecat și a pus mâna acolo pe rană și aș vrea să zic că înainte, chiar înainte de a intra pe mâna medicilor, Dumnezeu m-a vindecat și pot să confirm lucrul acesta pentru că simțeam deja vindecarea Lui și aș vrea să spun că în momentul în care am trecut prin mâna medicilor și a spitalului a fost pentru că Dumnezeu a avut acolo cu mine o lucrare și era o lucrare pe care eu am cerut-o și am spus, Doamne, trimite-mă și voi pleca. Și pentru că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea, vreau să-i mulțumesc că în momentele în care ești poate bolnav, poate ai o încercare, în momentele acelea nu mai poți să faci nimic. Te simți slăbit, te simți rău și atâta timp cât suntem sănătoși, poți să mulțumim lui Dumnezeu că putem să facem pentru El mult. Și în momentele în care noi suntem jos, nu mai putem face și poate a trebui acum, cât suntem încă în picioare, să facem cât mai mult pentru Dumnezeu. Și să slujim pe El mai mult. Amin. Dumnezeu să fie lăudat. Amin. De atâtea ori am văzut brațul tău, spune cântarea, cum mă țineai când mi-era greu. Din groapă m-ai ridicat, să mor nu m-ai lăsat. Mi-ai pus picioarele pe stâncă. Slavă ție, Doamne! Aleluia! Doamne,
dai cu tine.